Am terminat Shapeshifter's Cup 2 și vreau să vedem tot ce pică din nebuniile astea de reward-uri. Avem Shapeshifter's Cup Plus. Tot în acest video arunc 23 de Summersop tokens pentru un Shapeshifter's Pick 95 plus 5 opțiuni. Dar înainte de toate, începem cu aceste 10 player picks 82 plus și dăm drumul și tot ce dorim. Tot ce ne dorim este să nu vedem de ăștia de 83, nu-i așa? Parejo, 86, tot ce îmi doresc de aici este să vedem măcar un verde. Dacă vedem un verde din toată nebunia asta, deja suntem bine, bine de tot. De Jong este aici, îmi doresc, ca să fiu sincer, măcar din toți ăștia de Shapeshifter, să-mi doresc un De Ligt. Ar intra superb. Ce e asta? João Felix? Hai, come on, come on, că avem 82 plus. Arată-mi puțin love, EA Sports. Trebuie să începem cu ceva frumos. Un Gulaș de 85. Ferran Torres. Oare ce rating va avea Ferran Torres anul viitor? Cum credeți? La Barcelona a fost meh? Pe la City a jucat... I don't know. David Silva, let's go! Asta zic, ăsta este un început. Un verde am cerut. Un verde a venit. Let's go! Nici măcar nu contează cât costă, este un 70.000, dar este un verde, este un verde. Hai, încă unul, poate? Da, încă un Ferran Torres, poate. Hai să trecem mai departe. Și mă apuc și dau redeem la toată nebunia asta, le-am păstrat special pentru voi, deși, ca să fiu sincer, n-a fost neapărat ușor, că sunt o grămadă de chestii speciale pe aici. Am dat redeem doar la win one, doar pentru că aveam nevoie de un shapeshifter de ăsta low. Le-am terminat destul de repede, a fost o competiție foarte mișto. Sincer, de când au implementat EA Sports treaba asta cu... Hai să vedem ce pică de aici direct, a? Uite, îl iau pe Ljungberg. Merg direct pe MLS. Simt nevoia că... îl mai aveam o dată, lol. Dau în ele, ziceam, competiția în sine mi-a plăcut foarte tare. De când v-am anunțat că practic nu mai am niciun motiv să joc realmente și să trag, am jucat foarte relaxat, sincer, am luat-o ușor și am jucat o grămadă de obiective. În principiu am intrat doar dacă am avut chef, am jucat obiective și am jucat, uite, avem încă un swap token, vorbim în a doua parte a videoului și aruncăm 23 de swap token pentru acel shapeshifter 95+, așa că rămâneți pe aici cu mine. Dar ziceam că de când m-am lăsat de partea asta competitivă, să spun așa, m-am bucurat destul de tare de FIFA, pentru că în primul rând am intrat destul de rar, am intrat doar când am avut chef. Ba chiar a fost vreo săptămână, două în care nu am intrat deloc în FIFA, dar a fost ulterior destul de greu pentru mine din punct de vedere content, așa că a trebuit să intru și m-am ancorat în această competiție, Shapeshifter's Cup 2, pe care le-am făcut foarte mișto, că asta ziceam, de când au băgat EA Sports treaba asta cu Golden Goal-ul oficial și nu mai lasă comunitatea să ajungă singură la concluzia asta, a fost foarte, foarte mișto, pentru că totul a durat foarte puțin. Super, super mișto. Adică am avut zile în care, cred că competiția asta era cea cu 5 intrări, nu cu 4 meciuri, nu? Deci din 5 am făcut adesea 4, sincer. 4 victorii, pentru că sunt o grămadă de jucători care... Nu știu, cred că jucătorii buni s-au lăsat, habar n-am, nu știu dacă ăsta este motivația sau nu, ăsta este motivul, dar a fost super mișto. Cred că cel mai rău din punct de vedere al rezultatului am făcut undeva la 3 victorii într-o zi și a mers super, super repede, repede, astea deja sunt gata de câteva zile bune, le-am păstrat pe toate ca să le avem împreună în acest video. Încă o dată, voi vedeți video-ul ăsta probabil, nu știu, cel puțin la o săptămână după ce l-am filmat, pentru că... Foarte probabil în momentul în care voi vedeți acest video, eu sunt în concediu undeva în afara țării și contentul este tras un pic înainte. Dar anyways, repet, l-am făcut foarte repede, credeți-mă. Și mai avem de luat un singur pachet de aici, mai am de dat redeem la Win21 și cred că voi lăsa ăsta la sfârșit ca să pot să fac player pick-ul ulterior, da? Clubul meu este foarte gol la ora asta. Pentru că, încă o dată, nu mai am nimic din punct de vedere, le iau fix la rând, nici măcar nu-mi pierd timpul, absolut orice este binevenit aici, am un player pick 2, 84 plus, 1 din 3, dacă nu este verde, nici măcar nu contează, Müller e ok, deci am că clubul meu arată destul de rău doar și doar pentru că dacă nu mai joc și nu au de unde veni pachetele, nu am de unde să-i strâng, nu-i așa, n-am jucat nici măcar... O secundă de Rivals, o secundă de Weekend League în ultimele 3 săptămâni și se simte.
Ba mai mult decât atât, pentru începutul videoului, după cum ați văzut, am început cu 10 player pick 82 plus și am aruncat absolut tot. Am o grămadă de bani în club pentru că nici măcar nu-mi pasă și pentru că l-am lăsat pentru obiective să fie. Pentru, nu știu, obiective, mai cumpăr un jucător sau poate facem niște pachete săptămânile următoare și am nevoie de cash, pentru că echipa în sine este irelevantă la ora asta. Încă o dată nu mai joc nimic în afară de obiective. Mi-au prins bine unii, nu zic, it is what it is. Între timp am aruncat acest Maguire, n-aș vrea să fac asta prea des. Sincer, încă unul la următorul, dacă va fi așa de rating mai mare, să zic 84+, o să mă opresc și o să fac un SBC ceva, văd eu. Probabil voi face acel 85+, garantat, pachetul ăla de 5 jucători. Am unul pentru voi, dar aș mai face măcar unul. Cred că este repeatable de 2 ori. 83 stones, nimic aici interesant, da, cum și așteptam, dacă vreți. Dar e bine că se pun jucători în club, încă o dată nu mai am absolut nimic. Un 82 plus garantat din acest mega pack. Hai să vedem încă un verde. Dacă din toate pachetele astea mai pică un verde, eu sunt super, super mulțumit. Sau măcar ajută-mă cu, ce să zic, ajută-mă cu un shapeshifter de la șmecher de tot. De la bun de tot, dacă tot e să fie. Evident, mă refer la picul ăla final, da? Picul final, unde avem un shapeshifter din două alegeri, din două picuri. Ce avem aici? Un boards. Altfel sunt foarte, foarte entuziasmat de FIFA 23. Nu au apărut încă prea multe detalii, dar încep să apară. Sunt super, super nerăbdător. Abia aștept să o iau de la capăt, abia aștept să o luăm de la capăt împreună și să vedem ce iese, ce ne prezintă până la urmă ultimul FIFA din toată seria asta, pentru că începând cu FIFA 24, cum ar fi, nu se va mai numi FIFA, se va numi EA Sports FC, sau cel puțin asta este informația la ora asta. Și avem 583 plus players pack, 3 d-astea și un 85 plus 5 players pack, poate de aici, accept un minim 87 EA Sports, hai. Exact, big workout. Și avem un Sterling care, by the way, în momentul în care filmez acest video, e ok, Sterling, doar ce s-a înțeles oficial cu Chelsea, ceea ce este un transfer la care parcă a venit de nicăieri. Știu că la City parcă nu mai prindea mare lucru în ultima vreme, dar chiar și așa, parcă tot surprinzător. Continuăm cu următorul 83+, hai fără duplicate de data asta că vreau să am spor, nu mă ține în loc. Dar nici nu-mi dau haturi. Hai te rog frumos, EA Sports. Așa, pe final de joc. Wow! Ok. Era 83 plus garantat, ca să înțelegeți. Așa cum este și ăsta 83 plus garantat. N-ai mari pretenții de la ăstea, dar poate să pice. Poate să pice, de ce nu? Un verde n-ar fi fost rău. Avem un duplicate Kramaric de data asta. La ăsta chiar nu țin. Îl aruncăm de nu se vede. Și avem două 85 plus 5 players pack. Deci sunt 5 jucători de 85 plus. Hai să vedem, verde? Nu, dar avem un knockout mare. Și avem un cross, nu-i așa? Avem un cross aici. Sper din suflet că nu e duplicate. Oh, exact ce spuneam. Dar în fine, este un 88 și 2 de 87. Nu e neapărat cel mai rău de pe planetă. Scap de acest cross și revin. Încă o dată, 85 plus. Hai. Big workout, dar atât. Avem un cheeky Keylor Navas. Ah. Duplicate și el. Trecem direct la astea, la shapeshifters. Hai să vedem ce pică de acolo. Și trecem la Summer Swap Tokens imediat. Dar mai avem ăștia, să nu uităm că mai aveam aici de dat redeem un player pick special, unde avem un 85+, dăm un back aici. Shapeshifter Cup, unde avem un player pick. Un player pick shapeshifters, pentru că am fost muncitor și avem 5 victorii aici. Și încă o dată aici avem inclusiv un swap, deci vom avea nevoie de el. Summer swap încă unul. Cred că cu ocazia asta am ajuns undeva la 30-32 de swap. Și hai să vedem, 85 plus, mă uit la echipa asta de shapeshifters care este acum în pachete. Și tare mi-ar plăcea un Kante, un ABD Pele. Poate chiar de aici, ca să nu mai tind la celelalte. 80. O să iau pe Bernardo Silva că nu vreau să mai îmi bat capul. Și avem unul din doi shapeshifters. Hai să fie unul bun, bă. Hai să fie unul bun. Cucurea
și Rican. Deci Rican ăsta, dacă nu mi-a picat numai mie anul ăsta de vreo 3-4 ori. Da, evident, amândoi sunt la fel de degeaba, sunt efectiv între cei mai ieftini posibil. Nici nu știu ce să iau, ca să fiu sincer. Ăsta nu e suficient de rapid pentru ora asta în joc. Ăsta este la fel de inutil. O să iau Rican, habar n-am de ce, ca să-l mai am încă o dată în club. Dar mai avem o șansă. Mai avem mai multe șanse, dar în special șansa asta. Hai să vedem pachetul ăsta cum e. A? Ăsta este pachetul pe care îl așteptăm. Hai, hai. Arată-mi un steag bun. Arată-mi un steag bun. Nu Germania, un steag bun am zis. Color. Nici mai văd bine. În fine, băi, ei sport să ăștia sunt nebuni la cap. Deci oamenii mei nici măcar acum, în ultimul ceas, efectiv, băi, nu știu, în al 12-lea ceas, nici măcar acum nu ne dau ceva minunat. Hai să vedem ce știe băiatul ăsta. Arată foarte bine pe dribbling, ca să fiu sincer, la înălțimea aia. Arată foarte bine pe defending. Probabil că e un ok CDM. Habar n-am. Jurgen Kohler. Ok, dacă nici de acolo nu avem mare noroc, am și aici de dat redeem la niște astea pentru că le-am lăsat aici. Summer Swaps 3 pentru mine încă nici măcar nu sunt începute. Mă gândesc de mai multe ori dacă o să le încep sau nu. Dar va trebui să dau redeem la astea. Avem aici 8 tokens. Îi luăm pe toți, dăm redeem. Mă gândesc foarte bine ce o să fac cu ei după ce deschid acest Shapeshifter Pick Pack. Pentru că voi rămâne cu siguranță, cum ziceam, am undeva la 30 acum dacă am numărat bine, am 30 de swaps și evident cu tot concediul care vine și, nu știu, liberele pe care le am, tot cred că voi mai face ceva tokens pentru că voi face măcar SBC-uri. Astăzi, doar ca să fim siguri, deschidem doar acel pic și practic sper eu că reușim să, nu știu, să creștem șansele real să pice un shapeshifter pe care să și intre în echipă. Echipă care oricum nu este cine știe ce pentru că n-a mai tras încă o dată de 3 săptămâni la absolut nimic. Dacă nu ar fi chiar mai mult de 3 săptămâni. Dar doar așa. Băi că e final de FIFA. Hai să vedem ce-i cu ăștia. Că uite ne-am pricopsit cu 4 pachete de 83. Cu 4 player picks de 82+. Hai să le luăm și pe ăstea. Din punct de vedere a jocului, sincer, mi s-a părut din nou ok. Partea aia de online a fost destul de drăguță, pentru swaps mă refer, pentru summer swaps, a fost destul de drăguță pentru că, uite, am un 85 Gomez, hai să le iau pe Rashford ăsta, că pică mai rar. A fost destul de fain pentru că, din nou, goal de goal a durat, nu știu, au durat de multe ori 5, nu știu, 2 minute, cu tot cu intro și cu tot cu încărcarea jocului în sine. Și chestia asta a ajutat foarte, foarte mult, adică, nu știu, terminam cele 4 meciuri pe care le aveam la dispoziție într-o zi, nu știu, în 10-15, pune 20 de minute ca să fie cât ai face un match. Și partea de squad battles, eu sunt unul dintre cei care nu sunt atât de disperat. Adică, din când în când, acolo 2-3 meciuri de squad battles n-au omorât pe nimeni. By the way, vă mulțumesc mult de tot că răspundeți și sunteți activi pe community tab din YouTube, pe mine mă ajută foarte tare. Și uite, asta a fost un ajutor din punctul vostru. Nu știam, balansam între acest 95+ shapeshifter player pick sau între acel 96 tots player pick. Tot unul din 5. Ăsta este cu 23 de tokens și ăla altul era cu 30 de tokens. Băi, mult m-am gândit, mult de tot m-am gândit. Și n-am știut ce să fac, ca să fiu sincer cu voi, și voi m-ați ajutat. Procentul cu care ați votat, cu procentul care a decis, practic, această dilemă a mea este copleșitoare. Deci așa că a fost foarte, foarte ușor pentru mine să decid. Adevărul e că din ăștia shapeshifters pot fi mulți și răi. Pare a fi mai mulți răi decât în partea cealaltă. Era mai sigură opțiunea elaltă și mie îmi place siguranța. Dar pe de altă parte, băi, speranța moare ultima și tot timpul speri la pachetele alea faine de tot. La Messi ăla de 99, la Ronaldo ăla. Speri la Kanté, speri la jucători de genul ăsta. Haideți să-l fac și pe ăsta și revin cu pachetul final și vedem ce pică de aici. Trebuie să fie norocul, trebuie să fie cu noi de data asta. Da, pe l-am făcut și pe ultimul și cu ocazia asta 23 de swap tokens s-au dus. Le-am aruncat în acest 95+, Doamne Dumnezeule, dacă ar fi puțin noroc. Sunt încă jucători care pot fi foarte slabi aici. Și nu mai pierdem timpul. Și dăm drumul. Go, man! Go, 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 go! Zim că a meritat! Avem un Valverde aici și cred că el este cel mai valoros dintre ăștia, nu-i așa? Oh, man! Spinazzola asta, cu ăsta am jucat, îl am loan și am jucat cu el în obiective.
și mi-a plăcut mult, dar uite-te la ei, așa, rapid. Ce vă spune? Uite, și scrie sus, player pick, 1 din 5, 95 plus shapeshifters. Ei sports, mi-ai luat plusul. Unde e plusul meu? E o decizie grea, ca să fiu sincer. Cel mai valoros de aici cred că este Valverde. Spinazzola mi-a plăcut cât de cât. Cred că o să iau Grealish, doar pentru că simt că mă pot folosi mai mult de el și să fie puțin mai fun pentru mine. Habana. Oricum, big L din partea EA Sports. Big, big L. Dacă încă ai dubii ce să faci cu Summer Swaps, îți las aici un video unde îți recomand ce să iei în funcție de persoana cu care tu te identifici. Am făcut o chestie foarte mișto unde v-am împărțit în 4 categorii mari. E un video care sigur o să-ți placă. Anyways, până data viitoare, vă salut!